Că nu dai mie camera asta, te bat. Să mă arăt baia, tu mi-ai băi, cum arată baia? Salutare, oamenii mei, și astăzi am să vă arăt locul unde eu voi face revelionul, și anume la cabana Andrei, bineînțeles, dar este pensiunea Andrei, doar că eu am să o numesc cabană. Și astăzi am să vă arăt ceva miraculos, și anume unde am să dorm, unde am să mă halez și unde am să fac un grătare. Și nebun, și unde să petrecem. Și băieții mei, oamenii mei frumoși și fetele mele frumoase, haideți să vedem ce o să facem. Haideți cu mine. Prima dată am să vă prezint fuișorul. Hai să vedeți cât de forță e totul aici. Frumos, elegant, curte elegantă. Uitați aici, frumos, brăduți. Frumos, elegant, cu un leagăn, cu un topogan nebun. Eu abia aștept să mă dau un topogan după ce mă îmbăt. Ești nebun? Uitați cât de minunat aici, bă, deci abia aștept să stau în băltoaca asta aici pe la slamasă, să moară Jana, să bag un miculeț cu picioarele în apă. Ești nebun, tot ce-mi doresc. Haideți că mai am de arătat, ești nebun. Nu știu ce-i pe acolo, probabil n-avem voie să intrăm, vezi să nu te împiedici. Uitați-mă, stai să ne filmez pe doamna. Aici avem frumos un loc, un fuișor unde să ne cazăm, unde să stăm să halim bine. Pe frigul ăla, bineînțeles că nu o să stăm mai să halim și nu o să face nimic. Dar aveți noi un fuișor. Forță rău de toate, ești nebun? Cea mai tare ca lumea, forță, power, lucru pe care le putem avea. Grătarul, frate, uitați, grătar făcut de mână, vezi că e noroi. Deci avem grătarul, frate, grătar cu chiuvetă, frumos, elegant, de lung, cărbune, avem și muzică aici. Mi se pare super, super mișto, zona este super faină. Avem o curte, avem unde să ne plimbăm, avem unde să ne desfășurăm. Păcat că e un pic cam larg și cam un noroi, dar poate se usucă dacă ne ajută domnul peste noapte să se usuce pe jos. Hai că se usucă dacă e. Și hai să vă arăt camerele, frate. Avem cabană tehnologizată, mamă, bagă de Johau. Și anume, hai să intrăm. Ești nebun, ia fiți atent. Jingle bell, jingle hustle. Ok. Ce mi se pare mie un pic cam așa? I să scările astea după ce mă îmbăt să moară Jana mea de nu mă duc topogan, ești nebun. Topogan mă duc pe aici. Te rog, avansează, te rog, avansează. Bună ziua, bună ziua! Bună ziua! Bună ziua! Avem aici cele mai mișto camere, cele mai camere, cum sunt în camera voastră? Nu! Hai. Deci avem o cameră, asta e camera mea, e camera unei albalaur. Arată, cum să vă zic eu, 8 din 10 față de a mea, înțelegeți? Mișto ca lumea, o plasmă frumos aici, camera arată sex rău de tot, ești nebun. Nu ai pereți la ea, nebun. Poftim? N-ai pereți. N-am pereți la cameră, mă. Frumos aici, un balconescu, hai să vedeți balconul, băieți. Ia fiți atenți aici. Avem aer condiționat. Hai să vedeți balconul, fiți atenți. Mamă, ce stai aici dimineața și îți bei havelul. Ce ai, mă, frate, e superb, e superb. Și am să vă arăt. Haideți că trebuie să vă arăt cea mai forță cameră. Camera mea, bineînțeles. Ia uitați, băieți. Pațiu cât halesanu, ești nebun. Deci fiți atenți aici. Plasma, plasma. Că nu dai mie camera asta, te bat. Să mă arăt baia, tu mi-ai zis. Camera mea, nimeni. Ea mea. Ea mea. Ok. Afară. Nu mai dați mari cu camera. Afară! Avem un birou de desfășurare. Deci avem așa, spațiu de desfășurare. Uitați-vă cât spațiu e. Bă, n-am deja și baie. Am loc de făcut live. Live fac de Revelion, să moară băiatul unde fac live de Revelion. Am o oglindă frumușesc cu hale să mă hales. Frumos avem unde să ne ținem patul de... Oh, mami, Gianni, Dani, bă, ăsta-i de ăla de pus pe jos. Asta e manta, nebunule. Asta e manta, nebunule, ești nebun. Soru. Fiți atenți că asta e manta. Să moară... Bine ați venit la mine în palat. Come on, come on with me, mate. Uitați aici. Aici intrăm frumos la baie. Ia uitați. Ba, haideți cu mine. Băi, cum arată baia! Băi, cum arată baia! Mamă, cum arată baia, coaie! Mamă, cum fac aici în duș! Mamă, Gian! Uite cum arată baia, coaie! Băi, a venit țăranul din Grăunești, de unde vin, din Neauzeni. Am venit ai, băi, cum... Wow, wow! Bă, la mine acasă n-am așa ceva, să moară Giana mea. Haideți să vă mai arăt balconul. Ieșim frumos la balcon, să avem aici, aici avem un super view. Deci, minunat view. Dacă mă supăr, mă sui pe acoperiș, ești nebun. Bam, bam, mahales, mahales. Frumos, frumos tare. Nu știu ce caută ăsta, aceea că eu sunt cu stop alcool, stop smoking, înțelegi? Dar, mă rog, frumos tare, frumos rău de tot, îmi place. Îmi place foarte mult. Ce nu înțeleg eu, frate, este ce caută aceste flori. Ca la mama acasă, să moară Jena. Mușcate. Mușcate, mâncați aici gura ta să mă muște. Bă, mai avem aici o chestie, wow, super, super. Avem și un pic de frigider. Asta e camera noastră. Nu, noi stăm la etaj pentru că sus e routerul de net, pentru că bănuiesc că ai nevoie pentru live. Băi, ce mai forță camera, ești nebun. Nu-mi pasă, trag cablu de sus, nu știu ce fac. Să vă arăt și camera 3? Păi veni și ceilalți? Hai să vă arăt și camera 3. Pe asta n-am vrut-o, frate, nu știu. Camera asta mi se pare cam hales, ești nebun, de ce să vă mint? Nu prea e spațiu. Băi, ce-i de oglinda asta-i folos? Când te călărești, te vezi, înțelege frumos rău de tot.
Ai un mic holuț pe aici, mă fac eu Gioha. Baia la fel este superbă. O baie superbă. Chiar îmi place baia. Îmi place super tare ideea de sticlă pusă la duș. Avem feon frumos. Chiar mi se pare super, 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 super tare. De unde vine una așa ceva? Deci de ce să vă mint? Ce mi se pare mie super dubios este de ce au lăsat aceste bibelouri. Bă, superbe cei drept, de pe vremea numai mai e, din 1760, înainte de Hristos. Rână. De ce au lăsat aici? Că după ce o să mă îmbăt, o să mă halesc pe ele, glumesc. Și asta este camera cu numărul 4. Bă, nu prea îmi place mie culoarea, nu prea înțeleg eu movul ăsta pus aici. Movul și cu roșul din baie, baia asta îmi cam sare în ochi, sincer. Prea țipă baia asta, prea țipă. Cabină de duș, elegant, frumos, îmi place de a avea geamul ăsta aici, mi se pare superb. Pe on, tot ce trebuie, super funcțional, chiar îmi place, arată foarte rău de tot. Camera asta mi se pare cam micuță față de camera mea. Am și un televizor mai mare. Ce să zic? E ok. Haideți să vă arăt și bucătăria. Foarte rău de tot, deci locul unde o să ne desfășurăm e foarte rău de tot. Deci asta dă mie ce vă zic. Piesa de rezistență, ești nebun, avem aici rupărescul, uite cum curge alimentarea pentru live, ești nebun. Și că au descoperit băieții că putem să dăm noroc, ia să vedem, mă, că dăm noroc. Vecine, ai cafea? Oh, ales, vecine! Ai cafea, vecine? Am, frate, ești nebun, dă și uscandă-ne dacă nu se vorba aici, ești nebun. Nu, dacă nu ne îmbătăm aici, ne rugăm. Dacă ne îmbătăm? Da. Ne dă rostogol și ne întoarcem. Ai gândit-o, bravo! Trei rânduri de creier. Și haideți după mine. Uitați-vă cât spațiu avem aici. Poziția de lumina, stai așa, parcă știam. Uitați-vă, bam, am aprins și lumina. Bă, uitați-vă cât fucking spațiu de desfășurare aici, nebun. Bă, mi se pare extraordinar de genial. Bine, mai puțin faptul că Hales, te înveți și ai făcut-o pe Hales. În rest, chiar este, bă, e super. Deci locul este super, nu știu m-a prins lumina aici. Asta trebuie să aprindă și aia. Haide, te faci ce și acolo, bă, grill. Bă, deci, super, super, loc, prăjit, pâine, făcut cafea, avem fierbător, avem cuptor cu microunde, hot, avem tot ce ne trebuie, ești nebun, cuvete, frigidere, mi se pare super, loc de desfășurare, să moară Baby Blocksberg, arată forță rău de tot, mese ca lumea, pentru că suntem noi, că suntem destul de puțini, mi se pare super, bucătăria mi se pare super forță, grătarul super forță, camerele mi se pare forță, pentru 3 nopți mi se pare super genial, avem supermarketul la 5 km distanță, în sfârșit, am și eu, pot să spun că o să am cel mai bun revelion pe care l-am avut până acum, pentru că l-am petrecut în mare parte pe acasă, pe la prieteni, nu prea am avut revelioane din astea așa, să plec pe la munte, frumos, n-am prea. Acum suntem în Râmnicu Vâlcea. Dacă v-a plăcut acest vlog, nu uitați să apăsați puternic pe butonul de like, mă va ajuta enorm de mult, nu uitați să apăsați puternic pe butonul roșu de subscribe, pentru să face alb. Și dacă încă nu mă urmăriți pe Instagram, faceți-o, pentru că să ajungem să facem și noi colaborare cu o firmă de suplimente. Eu am fost The Father of Energy și vă doresc la mulți ani să intrați în noul an plin de productivitate, cu forțe proaspete, energie, pozitivitate, optimism, capul sus și v-am pupat! Pa!